S-au numit și bine v-am regăsit la o nouă etapă a acestui campionat. De data aceasta vom juca împotriva celor de la Bonin Tindal în deplasare. Nini în poartă, Nadin, Alin, Virgil și Dudu formează linia de spate, Marin și Stelu în centru, Stan, Ionuț, Benz, iar eu cu Alex Tate atacant. La prima fază a acestui match, portarul degajează greșit, Marin interceptează mingea, eu fac 1-2 cu el, Marin dă o pasă foarte bună până la Ionuț, Ionuț scapă 1-1 cu portarul, dă mingea pe lângă el, iar aici o decizie foarte grea din partea arbitrului, a fost gol sau nu? Normal că arbitrul a zis că nu a fost. Puțin mai încolo, Ewi de Vios o minge lui Ionuț, Ionuț scapă din nou 1-1 cu portarul, iar de data aceasta înscrie un gol foarte frumos. Aici din nou arbitru a avut un coșmar, nu știu, habar n-am, dar aici a dat penalti la faza aceasta, a fost sau nu, nu știu. Iar Bolintinu înscrie un gol relativ ușor. Vă spun sincer că nu prea am avut ce să pun din meciul ăsta. Aici se poate lovitură liberă mijlocașul central, dacă nu mă înșel, și au minge în cap. Stă foarte puțin și se prăbușește pe gazon. Aici era o fază foarte serioasă, însă noi atunci la momentul acela nu ne-am gândit la sănătatea jucătorului și am reacționat. Aici e o fază mai complicată, Stelu vrea să ia mingea, este faultat foarte dur și faza este că anterior Stelu a fost grav faultat, cred că tot de același jucător dacă nu mă înșel, nu știu, și nu a mai putut să continue partida. La faza aceasta Virgil bubuie o minge dacă nu mă înșel. Ajunge până la Ionuț, Ionuț este din nou 1-1 cu portarul și nu ratează și îmi face 2-1. Îmi pare foarte rău că nu am putut să pun foarte mult din meciul acesta, însă cameramanul nu a prins foarte mult. Cam atât a fost, sper să ne vedem bine la meciul următor cu Iepurești acasă să facem scor mare.